Anchetă după ce 3 maidanezi au fost uciși cu brutalitate de un individ, supărat că animalele i-ar fi mâncat niște pui de găină din bătătură. Bărbatul a lovit 4 pedele neajutorate cu un topor. Pe numele său a fost deschis un dosar penal și riscă acum să stea până la 3 ani la închisoare. Faptele terifiante s-au petrecut în comuna ieșeană Miroslava. Înarmat cu un topor, individul a intrat în șopronul unde mai dormeau uneori câinii. Furios din calea afară, bărbatul a ucis cățeaua și 2 dintre puii ei. Martor la toată scena a fost un adolescent care a reușit să salveze 2 pui. Am auzit că țipau câinii și el țipa, mai mâncați pui, până i-a lovit cu toporul în cap. Eu când am ieșit afară am fost îngrozit când l-am văzut pe el cu toporul în mână și toporul ăla plin de sânge tot. Nu câinile mâncau găinile, aici în sat sunt vulpi și alea vin noaptea, a declarat martorul la grozăvie. Bărbatul a fost audiat de polițiștii care au deschis un dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție fără drept. Polițiștii din Biroul pentru Protecția Animalelor efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a întregii situații de fapt, urmând a fi dispuse măsuri în consecință, a declarat Anca Avujac, purtător de cuvânt al IPJ Iași. Dacă va fi găsit vinovat, individul ar putea sta după gratii între 6 luni și 3 ani, dar ar putea scăpa și cu o simplă amendă. Într-un alt caz revoltător, în urmă cu o lună, o ieșancă s-a lăudat pe rețelele de socializare că a ucis un uliu care i-ar fi furat pui din o gradă. Pasărea este protejată de lege, iar femeia a fost în cele din urmă amendată pentru fapta ei, informează știrile protv.ro.